G2A, jocuri ieftine! Bă! Salutare tuturor, gagică sex îmbrăcat în roșu cu prieten banana aici, bine ați revenit la un nou episod de Fortnite cu un fan ales la întâmplare cu care vom face un epic victory royal, să sperăm, dacă nu se aliază 10 echipe împotriva noastră, cum se întâmplă de obicei, frate, și vine Ninja și cu Tufi și fac ce 90-uri și chestii și așa ce spuneam. Faceți cunoștință cu Pizza Boy, câte like-uri să ne dea? Oamenii gen la episod, domnule Pizza Boy. 10.000 sau 15.000. Oricare din ele, dar să sperăm că 15.000, pentru că 15.000 este mai mare decât 10.000. E mai mare decât 10. Exact, exact. G2A în descriere, apropo. Și nu uitați să folosiți codul IHATEPINGTF pe shop pe Fortnite dacă vreți să vă cumpărați skin-uri șmechere, cum are Pizza Boy, care are skin-ul de banană și skin-ul de banană este literalmente cel mai șmecher. Chiar așa, stai să ne decidem unde mergem. E foarte important să mergem în Pleasant Park. Vom merge în Pleasant Park pentru că eu, de obicei când mă duc în Pleasant Park, gen fac niște kill-uri și apoi iau sniperul legendar, știi? Și după aia meciul este foarte simplu. Da, avem nevoie de sniperul ăla, că fără sniper nu facem literalmente nimic. De toată lumea are sniper în afară de noi și literalmente trebuie să mergem să le luăm. Da. Știi? Da, dacă găsesc un sniper, să-ți dați că eu nu prea ajung bine cu sniperul. Ok, da, bun, o bună decizie, o înțeleaptă decizie. Ai văzut cât de multe shot-uri dau în cap de la 3 km distanță, dude? Asta desigur, dacă inamicii n-ar fi random de aia care merg, se opresc, se întorc, sar și apoi se prefac că sunt canguri. Uite-te la mine, dude. O să faci hernie, nu mai sări pe Fortnite. Aia bar n-am, dude. Eu nu prea știu să construiesc. Eu nu prea știu să construiesc, adică maxim construiesc un perete și o scară. Bă, adică așa fac și eu, dar totuși ai level 78. N-ar trebui gen să faci un perete, o scară și un zid? Adică eu așa fac. Fac și zid, da, nu e... Ba da. Ok, nu, e ok, suntem la literalmente skill-uri, cum îi zice, apropiate ca skill, ai înțeles tu, nu știu cum să-ți explic chestii, pentru că eu sunt foarte praf la explica chestii. Nu, am citit... Hai să facem strategia mea de loot, fiecare ia câte o casă, fiecare casă lui, să luăm loot-ul fiecăruia. Ok, so asta e strategia ta, păi vezi tu, eu deja am luat un mare shotgun verde, mă mănâncă nasul și am și armură și problema e că e un bot acolo așa pe care nu pot să-l bat, pentru că, uai, stai așa. S-ar putea să fiu cu unul în casă. Cineva a murit de la un bot. Cineva a murit de la un bot în 2020, da, dude, like, trăgea botul în el cu câte un glonț trăgea, pic, pic, pic și l-a bătut, dude, și ăla avea mare shotgun, what? Ok, dăm sniperul legendar, domnule bot. Yes! Știam eu. Ăla sniper? Normal, domnule, normal. Există alt sniper în afară de la legendar pe care îl iau eu? I mean, să sperăm că nu. Problemă? Mă bag unul, mort. Ai bătut? L-am reușit. Da. Nice, dude, nice. Ok, eu sunt la casa de lângă tine. Avea decât un pistol. Te auzi că am întrerupt, dar e ok, îmi voi folosi puterea spirituală de a înțelege chestii pe jumătate spuse ca să comunic cu tine, știi? Dacă ai problemă, dacă e vreun inamic, trebuie să urli ca să știu că se întâmplă ceva, știi? Vine inamicul și faci știi? Una din astea trei. Da. Ok, so avem arme, sniper, vrei să mergem să luăm loot-ul ăla șmecher de acolo de jos, de la ăștia? Mamă, stai o secundă. Ok, zona e suficient. Oh! Panică! Ok, playeri. Pe... da. What the f... Ok, dude. Ok, dude. Ok, wait, E knock. Ok, avea o iluzie, unul și mi-a tras altul, de la mașina de revive. Vezi că-ți trage. M-a dat jos. E după un copac. Care un... Păi, altul? Are shotgun! De unde-s grenăzile? Nu pot să trag! Oh, a murit, are shotgun. Grenăzile sunt de la alt player! Dude, ăla! N-am... Mamă, că sunt aici! Uite, vin după mine! După ce, gen, a venit altul după mine. Da, mi-a dat-o din două părți. Mi-a venit din...
Oh my god, fac toți echipă împotriva noastră, exact cum am spus că o să se întâmple și urăsc că am dreptate de fiecare dată. Mergem, luăm loot și apoi nu facem absolut nimic și ne batem cu alți oameni doar dacă se bat alți oameni cu acei alți oameni și gen apoi venim și noi acolo așa ca să... Și luăm toate killeri. Exact, exact gen. Asta este strategia pe care o folosește literalmente toată lumea împotriva noastră, atunci așa vom face și noi. Ok, da. M4 shotgun, glonțuri, îndepărtare. What the fuck? Hei, 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 unde crezi că te duci? Alo, 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 hei! Hei, am zis să te oprești, nenorocitule, unde crezi că te duci? N-am cum să te ajut. Nu e, bă, nu e problemă, bă, ăsta a crezut că el vine să-mi fure mie loot-ul din casa mea, frate, e casa mea. Eu i-am spart acoperișul, literalmente este a mea, știi? Mă rog, primul shot l-am ratat pentru că gen eram în cădere, dar acum nu, e mort, e la revedere, pa. Și dacă stau să mă gândesc, trebuia să-l scutur ca să văd unde are cu echipierul, dar da. Ah, stai. Hai, oricum nu cred că era cu echipierul pe aici, frate, că ăsta era cam pierdut, nu știu pe unde a aterizat, dar gen venea alergând spre casă de undeva de pe câmpie, știi? Nu era un Oh, nice, nice. Nu era o melodie cu ceva câmpie, gen... Știi vreo melodie cu vreo câmpie? Nu. Păi mă, acum, dacă am menționat chestia asta, trebuie să venim cu o melodie. Sunt sigur că există vreo populară cu ceva de câmpie. Adică dacă era vorba de iarbă, era melodia aia. Cu iarba... Ce ai zis? Player? Da. Vin! Oh my god! Dacă mi-aș și dat seama pe unde ies... Acolo. Fix unde am pus de. Ok. Cu lanțele. O să văd unde e colegul. Da, ok, nu mai trag în el, nu mai trag. Uite-l. Toma acolo. L-ai găsit? Băiatul e relativ de... A, e foarte departe, n-avem ce să-i facem. A, voiam să zic, eu știu popular aia, băi, deci aia e de când avea tata o Dacia 1310 și la radio. Era ceva gen iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Get sniped on, son! Get sniped, n-ai cum, frate, n-ai cum, nici i-am făcut ăla, bă, săracul de el, bă, băiatul nici nu știau ce sunt alea gloanțe de intră în el și crapă, săracul. Nici măcar nu știu de unde vin. Exact, da, nici construcție, nici... Bă, știi ce, eu nu mă supăr, frate, nu de alta, dar prea de fiecare dată când tragi după cineva are vilă cu piscină, știi? E bine să mai vezi și de ăștia, gen, kill-uri ușoare. Ușoare și foarte plăcute. So, acum nu știu dacă mai avem cine știe ce loot în... Oh, player, e după casa asta. E după casa asta. Da, e după casa. Alerga spre casa, băiatul. Ia să aruncăm pe aici, să sperăm că a intrat în casă. Îmi răz viața, am ratat ăla. O, e în casă, cred. E în casă. În casă? Oh, pe bune că a intrat în casă. E mort? Oh, da, nice. Era aici. Da, e jos. Deci eu o să fiu ăla care vede inamicii. Oh, e aproape celălalt. Mamă, frate, unde? E aproape? Da, e foarte aproape, uite-l. Oh, fuck. Oh, fuck. Ah! 99! Jesus Lord, n-a durat decât foarte mult timp să-l nimerez, frate. Am crezut că face și el manevre evazive, dar băiatul gen se mișca stânga-dreapta, gen așa, un centilitru. Da. Alt player, bă, ce se întâmplă? De unde vin ăștia? Din casă. L-am văzut, mă duc după el. Hai mă să-i arăt eu lui iarba verde de acasă. E, te vezi, așa se întâmplă. Nu mă lași să mă rătăcesc prin lume, băi. Încă aceasta. Unde e celălalt? Jesus Lord, zici că i-am plătit pe ăștia. Departe. Zici că i-am plătit pe ăștia să vină la noi să facem kill-uri pe ei ca să zică lumea că suntem buni la Fortnite. Așa de random i-apar ăștia. Uite. Și merg toți cu pickaxe-uri în mână. Like, what? Voi n-aveți arme, dude? E la casa asta? Oh, e aici. E aici ăsta. Oare ăla era? Da, e foarte aproape. Poți să vii? A construit, m-a văzut și s-a întors. Stai că nu-l lăsăm. Mai am foarte puține glanțe, mai am 22 de glanțe. Trebuie să mai găsim. Ah, construit, e în casă. Ok, dude, ok, nu mai trag dacă nu e... Dude,
Deci și ăsta stă cu pickaxe-ul în mână. Ce se întâmplă? Ce asta? Fortnite cu zombie? Probabil. Oh my god, uite-l, iar a construit. Bă, nenorocitule. Așa credeam și eu. Frate, ce-i cu ăștia, mă? Deci au fost 6 oameni în total sau 7. Toți aveau pickaxe-uri în mână, nu? Da. Cutia legendară! Eu o să iau niște bronz când... Ok, nu a fost atât de legendară pe cât credeam. Bun, un scut eu, tu unul, da, eu da. Da. Total de acord. Bine, hai că dăm fiecare câte unul și aia e, că n-avem miniuri, frate, până acum n-am găsit nimic, am fugărit numai player de ăștia. Care nici măcar loot n-aveau. Bă, da, e bine, deci eu am 5 kill-uri, tu ai vreo 2, câte ai? Sau 3? Cred că ai 3. A, 2, ok. So, fii antenă, da? M-am băgat sub pat acum vreo 2 zile. Că nu știu ce a trebuit să scot de acolo, da? Și era praf, da? Like, literalmente mult. Că am uitat că există locul de sub pat în casă. Mă rog, și am scos praful de acolo, am curățat nu știu ce. Tu realizezi că de 2 zile încoace strânut, odată la gen, nu știu, 10-20 de minute mă iau o criză de asta de vreo 4-5 strănuturi. Crezi că gen am făcut alergie la praful de acolo sau... Ok, să ne mai trebuie materiale, că le tot folosesc să construiesc ca să mă urc pe casă și apoi să fac nimic. Elicopter? Ok. Venea în direcția noastră și au tras unii din agenție după el. Frate, adică ăștia nu m-ar surprinde să aterizeze pe casa noastră, ia uite-i. Jesus Lord. Pe casă. Uite-te la ei, dude, s-o opresc! Îți vine să... Îi văd. Au tras după tine? Trage. Uite, după tine a tras. Păi, după tine a tras. I-am dat 20 la 1? I-am dat hit-uri la elicopter mai mult. Jesus Lord, dar i-am dat o grămadă, bă, dar eu nu mai am decât 21 de gloanțe, dude. Am dat damage la pilot sau la pasăge, că am făcut misiunea. 40 am dat până acum. Da, a dispărut. Ok, avem o mare problemă, dude. Ai gloanțe, că eu nu mai am decât 12 de rifle și 2 de shotgun. Deci am bătut atât de mulți playeri încât nu mai am gloanțe. Și aia n-aveau gloanțe să ne dea după ce am bătut. Imaginează-ți. Vrei să-ți dau toate gloanțele de Nu toate, că am un pump. Am un pump, nu o să nimeresc nimic cu el. Stai, scuze, da. Ok, hai de capul meu. Văd acolo niște lupt dropat, dar... Come on, dude, numeri, aruncă încoace jumate. Mi-e frică. Ah, ok, că gen, stăteai acolo pe loc și așa mi-o teamă mie de stat pe loc pe jocul ăsta. În momentul în care te-ai oprit, gata, vine glonțul de sniper din cealaltă parte a hărții. A stat unul, frate, și a ținut respirația jumătate de oră numai ca să tragă după tine când te oprești. Uf, așa e jocul ăsta. Dar oricum ne mai trebuie gloanțe, deci eu... Da, eu în jocul ăsta... Nu suport spamangii. Păi există o problemă uneori când te uiți după unul, mai și spamezi, dar asta doar pentru că ai lag, știi? În mod normal tu n-ai spama. Da. Da, 100%. Eu nu aș spama niciodată gloanțe pe un inamic, nu. Dar gen mi se blochează mouse-ul. Da. Și de asta. Ok, sau încă am nevoie de gloanțe, că am numai 25 cu 14 de shotgun, ceea ce nu e bine. Și ne mai trebuie și materiale. Dude, deci e sărăcie, frate. Deci eu n-am pomenit așa ceva. Să n-ai tu gloanțe. Și mai sunt 18 inamici, dude. 18 și noi n-avem arme. 25 de gloanțe pe Fama și 128 pe SM. Nici alea nu sunt multe, dude. Ne trebuie sute de gloanțe ne trebuie. Literalmente sute. Uite, glonțuri. Tu le încoace. Bă! Casele astea n-au fost lutate, nu cred. Ia vină încoace cu mine. Da? Nu cred. Sunt cam multe chestii peste tot pe aici și, mă rog, majoritatea sunt nașpa, glonțuri, nice, 53. Îmi place casa asta. S-ar putea să găsesc glonț, să văd dacă găsesc chestrile astea două aici. Nice. E casa de-aia de bogătani, mă, nu vezi, gen... E lootat. 10 etaje, dar nu contează că... Am folosit de... Ce-ți am găsit un M4 găsit de... folosit de Midas. Drăguț, chiar că la... Vine zona, fugi că vine zona. Da, văd. Stai să văd dacă e sus ceva și am luat-o la goană. Nu e nimic. Te jumped-ul.
Mă rog, launchpad. Ziceai că nu e. Mă rog, eu am zis că nu e, dar este. N-am avut dreptate și asta e bine. Hai să mai dăm cu astea. Bă, vrei astea, să dăm jump-ul? Cu trambulinele astea, mai am 3. A, vrei să dai tu? Dar mai bine să dăm astea. Păi hai, aruncă una. Gen sub mine ca să... Oh my god, trebuie să o dai mai în față. Așa, așa, așa. Șap. Ok, bun. Gata. M-a aruncat într-o parte. Oh my god, te-a aruncat fix în zonă. What the fuck? Uite cum s-a pus. S-a pus pe piatră și era șui. Da, era pe o piatră pusă întoarsă invers, dude. Wow, ok. Oh, fuck. Ok, s-a oprit și se uită încoace, dude. Uite-te la el, are sniper. Cum am tras, mă, în shotgun, că am tras în el. Băiatul a construit să tragă după mine. Îl văd. What? Vine spre noi. Ok, dăm launchpad, Hai după, oh my god, ăla e în copac. Hai spre fabrică, spre fabrică. What, câtă viață s-a spart? Oh, you died. Oh, no, rip, dude. Ei au elicopter și sniper. Ui, vin după tine, băieții. Uite cât de tryhard sunt. 20. Ah, se uită încoace cu sniperul, n-am ce să-i fac. Ok, să înțeleg că gen de acum trebuie să mă descurc de unul singur, că nu mă pot întoarce după tine, nu-i așa? Sperăm că nu și că reușesc să-i bați pe aia de acolo și să-i gibutcă. Sunt doi, dădeau sniper, noi am... Mi s-a părut mie sau am auzit o construcție? Sunt pe clădire! Sunt pe clădire cu elicopterul. Unde se iese de aici? Ok, sus, dude. Sus. A spart sus. What? Ok, fii antenă ce o să le fac. Vrei să vezi? Fii antenă. Vom începe prin a face, uite așa. Uită-l pe nenorocit, dude. Ui, cât de mulți sunt aici? What? Dude, au venit pe mine, literalmente două echipe erau. Oh my god. Putem să cădem de acord că dacă erau numai doi inamici și nu trei îi băteam? Pentru că erau doi. Da. Și când să-i bat, ai văzut, erau trei. Dar cine era al treilea care m-a... cum îi zice? M-a... Mamă, sunt fix un gun player. Văd. Ideea e că eu ajung aici așa și am luat marele loot din chest și este un SMG stupid. Ok. Avem o mică problemă. Sunt foarte mulți playeri aici și nu mă așteptam să fie atâția. Ok, bine. Acum am un SMG albastru. Ador SMG-urile. Nu e așa că sunt frumoase. Eu sunt tactical. Ai tactical? Da, verde. Oh, nice, dude. Ok, gata. Ăsta e win-ul. Ultima încercare, dude. Asta e ultima încercare de win. Oamenii trag, se bat. Unii au scut, aparent. Deja, nu știu cum. Aud un ceșin, nu pot să ajung. Am pus o scară foarte grea. Ok, dăm cu acesta. Nice. M4 și grenăzuri. Și am și miniuri. Ok, hai că facem, uite așa. Ok, să-mi zici dacă ai problemă. Că sunt playeri peste tot pe aici și nu știu la ce să mă aștept, sincer. Mamă, frate, mamă. Jocul tocmai mi-a dat troll. Ce? Ce ți-a dat? Auzea un chest, dar nu era niciun chest. Oh my fucking god. Ok, sunt playeri acolo și eu vreau să deschid asta și mă duc pe partea greșită. Ce e mai aici? Mamă, frate, what is this game, dude? Hai să aruncăm niște grenăzuri. Ok. Am găsit tău. Frate, era unul aici fix în stradă care mergea pe control. Unde s-a dus acum kill-ul meu care, să fim serioși, ăla era kill-ul meu dacă nu pleca? Ok, tu unde ești? Aici. Ok, ești în cealaltă parte. Oh, uite kill-ul meu. Oh my god, unde s-a dus? Unde? Ce se aude, mă, de la tine? What the fuck? Ok, sunt mulți aici. Ok, sunt doi în casa aia. Mi-a dat de pe la spate. A vrut să te și omoare! Parșiv, uite-te la el! Oh my god, pe bune!
Băi, ce shotgun e ăla? Are shotgun-ul legendar. Dude, come on, ură jocul ăsta atât de mult. De bine am încercat. Ăsta are shotgun legendar, pump verde. Ia da aici și a două SMG-uri, boss. Woo, pick, iau-te, uite ce au ăștia. Au chestii mult mai șmechere decât noi. Și eu m-am dus după unii și dintr-o dată era altul cu care trebuia să... Da. Ok, ai ceva să le zici oamenilor acum pe final? Vreo dedicație poate like pentru... Like și share. Ce? Like și share. Exact, exact, like și share acestui video. Și o să ne revedem pe data viitoare când...